mă cum era să intre în mine. Salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe canal. Astăzi, după cum vedeți sau după cum nu prea vedeți, facem Glovo. Am zis să vin și eu la București, să încerc o zi să văd cum e. Și până acum am făcut doar o cursă și văd că e destul de nice. Adică tot ce face e să te plimbi cu motorul și să iei și bani. Și tocmai ne îndreptăm, nu știu dacă vedeți voi aici, nu cred că vedeți, dar tocmai ne îndreptăm spre restaurantul de la care preluăm comanda. Nici nu m-am uitat de unde o luăm, dar mai avem 2 minute de mers, deci imediat ajungem și o să vedem. Bună ziua, am și o comandă 403. E prima mea comandă. Ah, mă scuzați. Ce prost. Bună ziua! Am și eu comanda 526. Plătită? Da. Mulțumesc, o zi bună! Băi, cam mare audios, dar ăsta mă lovesc cu el de tot ce prind. 43 de lei, exact. Da, să facem și o poză. E mare șmecherie nici Glovo ăsta. Mă gândeam că e ceva mai greu, dar easy peasy. Așa. Stai să băgăm repede. Cred că cafeaua asta nici nu știu ce, nici nu am uitat. Ok, trebuie să mergem înainte. La Glovo, frate. Unu e că mor de cald pentru că eu, de exemplu, mănușile... Salut!
Mănușile le-am pus în geantă, în ghiozdanul din spate. Și mai stau și despiat, adică protecție cam zero. Dar mor de cald, frate, n-am cum să stau altfel. Mi-aș da și casca zero, dar păcat că n-am voie. Și în al doilea rând șoferii, frate, deci eu mă plângeam de Giurgiu, dar București la un alt nivel. Am mai fost în București de 1000 de ori, dar stau așa prin trafic mult, 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 n-am stat niciodată și e jale. Dar este bine. Am făcut și eu două ture, am luat 20 de lei, bani de benzină. Polițist, să nu sunați de mine că merg pe trotuar, că am mers și eu acolo 2-3 metri mâncate și gurița ta, n-am mers așa mult. Salut! Ce-am? Am și eu 669. De mine? Da. Una, una, una. Da, da, da. Salut. Bă, frate, e cald rău. Da, când văd motocicleta asta așa frumoasă, parcă îmi vine cheful din nou, mâncaua și eu pe ea. Băgăm asta aici. Mă văd un pachiu că mi-e foame. 2,1 kilometri. De ce vorbesc așa? Nu știu. Poate pentru că m-am plictisit și pentru că e cald de mor. Ok. Let's go. Aproape un an, în august fac un an. Da, așa, ce-ai zis? Spor. Mersi. Mersi frumos. E de la de 16 ani, dacă știi. 7. Mai am un an și, mă rog, aproape un an fac 18 și mi-au mai mari. Bravo ție. Mersi frumos. Spor la treabă. Am găsit și clientul. Și cam asta a fost și cu Glovo-ul. Sincer, mie mi s-a părut destul de ok. A fost singura dată când am făcut și în 3 ore jumate de muncă am făcut undeva la 80 de lei profit. Ceea ce zic eu că e destul de bine. Deci merită să faci un pic de Glovo când n-ai ce să faci sau când ai nevoie de niște bănuți și nu știi cum să-i faci. E o variantă chiar ok.
Până data viitoare, vă mulțumesc că v-ați uitat la episod. Nu uitați de like, share, subscribe și v-am pupat. Pa, pa!